Caz șocant în Argeș, o adolescentă de 16 ani a fost sequestrată de tatăl unei prietene. Din primele informații se pare că bărbatul împreună cu fica lui și prietena acesteia s-au întâlnit cu toții la un bar din comună, iar mai apoi adolescenta a mers cu ei acasă. Acolo însă bărbatul ar fi încuiat-o pe tânără cu el într-o cameră. Speriată, aceasta i-a dat mesaj prietenei și a rugat-o să ceară ajutorul poliției, ceea ce s-a și -a întâmplat. Încă nu se cunosc motivele pentru care bărbatul a sequestrat-o pe fată. Între timp, acesta a fost arestat preventiv, însă, pentru 30 de zile.